A venit iarna și ceea ce este ghinionul drumarilor luați iar prin surprindere este norocul producătorilor de materiale antiderapante. De câteva zile, Salinas Lănih este asediată de camioane care vor să fie încărcate pe ultima sută de metri. Reprezentanții societății își freacă bucuroși mâinile, dar spun că aglomerația de acum ar fi fost evitată dacă autoritățile ar fi făcut stocuri de peste an. Cum nu s-a întâmplat așa, șoferii camioanelor stau zile întregi până le vine rândul să-și vadă marfa sus și apoi să plece la drum. De obicei să stă la rând, că așa e ordine, în ordine, cum e frumos, dar numai că stăm cam mult, după cum se și vede, nu? Da, seară suntem, dar văd că merge mai repede acum. Să intrăm. Nu știu, bănuim, așa ni s-a promis că intrăm. Da, acum așteptăm și noi. Stăm aici, că așa trebuie să stăm. De drag nu stăm, voi de ce sunt aici? Fără soare nu puteți pleca. Păi da. Trebuie să meargă lumea la munte, trebuie să curățăm drumul. La Salină, programul de lucru a fost prelungit. Se lucrează și sâmbăta și chiar și așa, muncitorii tot nu fac față solicitărilor. Asta pentru că într-o săptămână s-a dublat cererea de sare. Deci de când a nins, în jur de 1200 de tone, încercăm să dăm, astfel încât la sfârșitul zilei de producție, mașina la poartă să fie conformă programărilor care le-am făcut. Atunci, cererile care sunt la ora actuală pe piață, într-o lună nu se poate da, ci să dăm 3-4 euro. O tonă de sare vrac, numai bună pentru dezăpezit, costă 162 de lei. Sunt însă administrații locale sau societăți care preferă sarea la saci, pentru că poate fi depozitată în condiții mai bune. Însă, în acest caz, o tonă costă 190 de lei. În medie, într-o iarnă, pleacă din acest loc către județele din țară cam 70.000 de tone de astfel de produs, iar pe o parte dintre autostrăzile din Germania sau șoselele din Bulgaria și Polonia se aruncă tot sare de Slănic Prahova.